România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Statul face angajări, prieteni, și aș vrea să nu trecem ușor cu privirea peste acest anunț. Agenția de Administrare Fiscală, ANAF, a făcut public acest lucru și spune așa: angajăm peste 200 de oameni ca să lucreze ca inspector și facem asta pentru că în realitate avem nevoie de 2500. ANAF are peste 22.000 de angajați, dar, atenție, spune șeful instituției, domnul Heiuș, doar 11.000 dintre ei lucrează la colectarea taxelor în mod direct. Nu-mi dau seama dacă este mult sau puțin, dar știm cu toții că România strânge cei mai puțini bani la buget din taxe dintre toate țările europene. Pur și simplu nu reușim să adunăm banii pe care populația și firmele îi datorează. Numărul de angajați, așadar, ar putea fi o problemă, dar cred eu că mai e vorba aici și de ceva corupție, protecție politică și poate mai grav de atât. Salariul promis de ANAF este undeva între 3600 și 6200, nu neapărat pentru acești angajați, dar la modul general cam așa se câștigă pe acolo. Pentru România sunt, na, salarii mari, cum s-ar spune, nu pentru toată România, în mod evident, dar în general la stat știți că se câștigă mai bine decât la privat. Știți diferența dintre salariul mediu la privat și salariul mediu la stat? Vă spun eu, e undeva cam la 260 de euro în sume nete, adică e o diferență mare. Adică asta înseamnă că două persoane care au calificări similare și fac munci similare vor câștiga cu o diferență de 260 de euro la stat și la privat. Și aici intervine mitul sau gândurile pe care le testăm astăzi. Cu toții credem și spunem că la stat nu se muncește destul, nu se muncește bine și probabil dacă te uiți la realizările statului și serviciile sale din ultimii ani, senzația asta e aproape îngrozitoare. Atât de mare este diferența între salarii și ce oferă administrația publică românească, încât în România e aproape insuportabilă. În atât de multe ocazii am dovedit corupție, incompetență, ordine politice, nepotism, numiri scandaloase și o bătaie de joc la adresa resursei publice, încât mi-e greu să cred, sau cu toții avem credința asta, domnule, cine lucrează la stat nu-și merită banii. Problema e că asta e o judecată generală care împiedică gândirea critică cu adevărat și progresul de orice fel. Bună oară, într-o zi am mers la ANAF și, mă rog, m-am certat la gemuleț. Știți gemulețul de la ANAF și de la alte instituții, cu o doamnă, și pe măsură ce vorbeam, mi-am dat seama de un lucru, de condițiile foarte rele în care oamenii de acolo lucrează. Baxuri cu documente, foi întinse peste tot, calculatoare care nu mergeau, aglomerație, un mediu de lucru care te îmbolnăvește și te enervează pe tine care stai acolo o perioadă mai scurtă de timp decât oamenii de acolo. Puzderia de acte inutile pe care le cărăm vrac la diverse instituții ale statului e probabil la fel de ucigătoare și pentru noi și pentru oamenii de acolo. Imaginea dinăuntrul acelui birou pe mine m-a potolit, dar nu întru totul. M-a pus pe gânduri doar privind condițiile de muncă ale acestor oameni și am zis, băi, eu oare aș munci în aceste condiții? Dar oare aș munci când știu că în general mă înjură o țară întreagă, spune, nu vă faceți treaba? Aș munci acolo în condițiile în care văd, și nu pot să nu văd, diverse pile, numiri scandaloase, oameni care nu au nicio treabă cu chestiunea asta, oameni care sunt puși în situații limită, sau diversi analfabeți funcțional care nu-mi lasă să-mi fac treaba. Știți deja, de exemplu, pe inginerii Ianculescu și Mustață, de la Apele Române, și poveștile pe care le-au spus ei. Ei, după ce afli ce povestesc cu oamenii ăștia, parcă nu-ți vine să te duci acolo cu tot cu mii lor de euro. Ce să mă duc, mă, nene, acolo? Să vină unul să mă zboare de pe funcție ca venine, poate să, sau că trebuie să-l pun pe unul de la partid? Cum îți faci treaba până la urmă pentru mie asta de euro? Asta e întrebarea mea de astăzi și da, vreau să văd dacă pentru voi statul român e un loc de muncă atractiv. Și facem așa, dăm numărul de telefon 0372069599, puteți să ne sunați de oriunde din România, că bugetari na, sunt peste tot, 0372069599. Vă întreb în felul următor: ați vrea să lucrați la stat pentru 1000 de euro? Este acesta un loc de muncă atractiv
pentru oamenii calificați, care vor să muncească, pentru cei care vor să-și construiască o carieră onestă, cinstită, corectă, în funcția publică, cum se spune. Și, de fapt, dacă lucrați astăzi pe la stat, cât de mult se muncește într-o companie pentru un salariu de stat de 1000 de euro? Chiar descrieți-ne și într-o companie, instituție. Da? Cât trageți pentru un salariu de 1000 de euro? E mult? E puțin? E bine? Și, da, vreau să știu de la voi care lucrați acolo sau de la alții care ați plecat, ce experiență ați avut la concursuri, la angajări? Cum e, domnule, de fapt, munca asta de zi cu zi și angajarea la 1000 de euro? 0372069599. Vă întreb, merită 1000 de euro la statul român? E atractiv? Stăm de vorbă astăzi, suntem și pe Facebook la Europa FM. Adrian, salutare, bine ai venit la România în direct. Bună, domnul Sribe, și bună și ascultătorilor Europa FM. Eu lucrez la stat și nu de azi de ieri, de când am avut primul loc de muncă în 1984. Așa cum a spus, situația este diferită, nu putem da o etichetă generală. Ce aș fi vrut eu să întreb, discutăm despre un venit de 1000 de euro net. Net, net, tot ce am spus, toate astea sume nete. Da, 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 am înțeles. Eu mă aflu în partea mai puțin avantajată a lucrătorilor la stat. Sunt manager al unui centru cultural în Brașov. Instituția se numește Centru Cultural Reduta. Este instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean, instituție de interes județean, pentru că la noi funcționează și Serviciul Cultură Tradițională, deci avem arii de competență în tot județul. Eu, manager, cu 38 de ani vechime, deci 38 de ani taxe plătite la statul român, încasez 3.694 de lei cu norma de hrană inclusă. E un salariu mic pentru România și pentru vechimea dumneavoastră, să spun cu toată sinceritatea. Responsabilitatea pe care o am eu, gândiți-vă că am colegi, că nu sunt angajații mei, suntem toți angajați acolo, eu sunt doar colegul lor cu responsabilități mai multe, care au salarii între 2.100 și 2.900 și sunt posturi de consultant cercetător științific și alte posturi care mai trebuie să fie acolo pentru activitatea culturală pe care o desfășurăm. Ce ales este faptul că există discrepanțe foarte mari. Noi suntem pe grila de așezăminte culturale. Există centre culturale, am făcut rostet pe internet prin prisma transparenței salariale. Centrul Arcup din București, de exemplu, salariul de încadrare al managerului de acolo este de 16.000 de lei, ceea ce înseamnă undeva la 9.000 de lei net. Asta e după puterea orașului, să știți. Adică Arcubul e plătit de primărie. N-am știut că au salarii atât de mari, dar e interesant. Da, da. Probabil că o să mă întrebați, dar voi ce ați făcut ca să vă îmbunătățiți situația? Și aici pot să vă răspund. Avem o asociație națională a centrelor culturale și am făcut demersuri de când am înființat asociația, de prin 2009. Ultima dată, cu ajutorul unor colegi din țară, de la Satu Mare, am făcut un proiect de modificare, de amendare a legii salarizării unice, a legea 153, care a trecut în fanfar de Camera Deputaților, dar s-a potignit undeva în Senat. Prin acest proiect de lege ceream doar ca instituțiile de cultură de interes județean să fie ridicate un pic mai sus în grila de salarizare, pentru că noi suntem la și altele. S-a potignit în Senat pe motiv că se lucrează la o strategie mai amplă. Sperăm să se rezolve cumva. Deci, de aceea, eu am înțeles. Da. Nici n-am cum să trebuie să vă gândiți că noi avem activități, programul nostru nu este de la 8 la 16. Chiar asta voiam să vă întreb. Totuși, ce stați? Că o să vină oamenii și o să zic acum, doamne, dacă e puțin, de ce stați, domnule, acolo? Că e 3600 și bătaie de cap, de ce stați? Este bătaie de cap pentru că suntem specializați pe ceea ce facem, pentru că ne place ceea ce facem și pentru că nimeni nu vine după noi să facă ceva. Eu am dat concurs pentru acest post de manager, am fost singurul care a depus dosarul pentru postul acesta. Și probabil că unul dintre motive a fost salariul mic, dar mă rog, eu fiind cumva deja în sistem, repet, toți cei care suntem acolo suntem oameni pasionați. Așa cum v-am spus, programul nostru nu este limitat la 8 ore, noi avem activități aproape în fiecare zi și după amiaza. În sfera culturii tradiționale, activitățile se desfășoară cu precădere în weekend. Mie mi-este ca manager foarte greu să motivez oamenii, pentru că nu am nicio modalitate la o instituție bugetară, nu ai nici fond de protocol, nu ai absolut nimic. Este complicat. Noi ne facem treaba. Uite, și cinstit, subsidiar. Adrian, astăzi
Dacă ar fi, eu am dat suma asta, sigur, am făcut o medie acolo dintre ce câștigau oamenii în administrație, sigur că salariile sunt complet inegale, sunt lucruri diferite pe toate palierele astea. Dacă ar fi să-i spui unui copil de, știu eu, care termină facultatea, 25-26 de ani astăzi, să-i spui, gata, mă, e bine să lucrezi la stat. L-ai chemat să lucreze la statul român pentru 1000 de euro? Pentru 1000 de euro l-aș chema, m-aș duce și eu pe 1000 de euro, ca fi un 30%. Cum să spun, am reușit anul trecut să aduc un tânăr absolvent de facultate, mă rog, de profil, managementul evenimentelor culturale, să vină la noi să lucreze, dar nu știu câtă vreme am să pot să-l țin, pentru că este debutant, nu locuiește în Brașov și stă în chirie și ia perioare 2200 de lei în mână. Foarte interesant. Mulțumesc tare mult. Uite, vedeți, realitățile sunt diferite. E greu să-i spui acum lui Adrian. E, dar ce faceți voi mare lucru în cultură? Cum s-ar spune? Hai să mergem mai departe. Octavian, salutare, bine ai venit la România în direct. Bună ziua tuturor, mulțumesc. Mă bucur că am intrat în direct. Ar fi câteva aspecte aici, inclusiv aș mai adăuga câteva întrebări pentru că au legătură una cu alta. Se spune așa, bine, în primul rând scuze, domnul Adrian a avut mare curaj, pot să spun chestia asta, că ai spus niște lucruri sincere, cred, și este și un cuvânt acolo, chiar încearcă să facă ceva, îi place, în fine, sunt câteva lucruri care le-a menționat dumnealui și sunt de apreciat. Percepția de regulă la stat întotdeauna a fost că a fost cald sau că este cald, e călduț acolo. E o percepție generală, desigur, cu plusuri și minusuri, condiții de muncă mai bune sau mai puțin bune de instituțiile statului, evident. Sigur că raportat la salariul mediu pe economie, ca să vă răspund la prima întrebare, tendința și tentația ar fi un răspuns pozitiv. Evident că multă lume și-ar dori să activeze, să lucreze la stat pentru simplul motiv că, să spunem, dacă ne raportăm strict la salariul mediu pe economie. Acum, o întrebare ar mai fi în contextul în continuarea instituțiilor politizate să lucrăm pe 5.000 de lei sau pe viitor când se pot schimba? Nu. Ele nu se vor schimba. Atenție, politizarea este o chestiune foarte grea și care nu se va schimba decât în 1000 de ani și știi în ce sens s-ar putea schimba ca omul politic să înțeleagă că trebuie să numească o pilă bună, nu o pilă proastă. Aici ar fi exact, domnul Striblea, aveți mai adresat. Argumentele ar fi foarte simple în continuare, adică mă cunoaște, dacă greșesc ceva, închide ochii, sunt pila dumnealui, a lui X, nu e nicio problemă dacă greșesc și sau generez mai puțină performanță, este un alt cuvânt. Un alt cuvânt este meritocrație. Deci, din păcate, nu-i bag pe toți în aceeași oală. Sigur că există și manageri, cum a fost și domnul Adrian de mai devreme, probabil performanți, cu siguranță există, sunt oameni de calitate în instituțiile respective, dar percepția generală încă o dată este una... Eu de-aia v-am întrebat. Cel puțin pe ascultătorii acestei emisiuni, Octavian, noi discutăm aici de ani de zile și înainte, sigur, ați discutat cu colegii mei care au trecut pe la acest microfon, cu Moise, cu Robert Turcescu, cu Tudor Mușat, dar știm care e percepția națională asupra breslei bugetarilor. Că nu-și fac treaba. Eu în contextul ăsta vă întreb acest lucru. Dom'le, te duci într-o breaslă, ți se dau 1000 de euro, ți se dau niște garanții că vezi că acum de la stat nu se mai dă afară, pentru că nu există, nu vrea nimeni o restructurare a statului. Dimpotrivă, în unele locuri se angajează, deci poți să stai acolo, știu eu, până la pensie, dar te trimiți să muncești pe 1000 de euro în condițiile în care meritocrația e până la un punct și percepția generală e proastă. Te duci? Sigur că personal nu m-aș duce, eu lucrez în privat, dar repet, percepția generală și sunt sigur, sunt aproape fer convins, cunosc foarte multă lume care lucrează și la stat și la privat și fac o comparație și cei de la stat evident spun că acest cuvânt călduț este foarte ok, mai sunt alte lucruri, au un venit constant, un venit sigur. Adică întrebarea, una suplimentară ar fi, apropo de atractiv, sigur că este atractiv, să răspund și la a doua întrebare, una suplimentară ar fi managementul performanței.
ați spus și dumneavoastră, nu se dorește în România așa ceva, mai ales la stat, dar este de dorit, adică managementul performanței care include câteva aspecte, pornind de la niște valori umane, organizaționale, comune, niște idealuri comune, niște obiective comune. Dacă trebuie să vorbim de mod de comunicare altul decât cel interpersonal, și anume comunicarea organizațională, adică fluxul de informație de jos în sus, de sus în jos, cum circulă informația, KPI, indicator de performanță, adică stai, unde te arunci? Vorbim X-Files aici, da. Dar atitudinea de care mă fac lucrează cineva la stat cu KPI? Dumneavoastră, da. Da. Nu se lucrează deci, atitudinea așa. De la ghișeu, domnul Striblea, este perfect adevărat ce a spus dumneavoastră. Da, evaluezi rezultatele oamenilor din subordine? Vedeți, astea sunt lucruri de... De-aia e căldus la stat, de-aia merită, de-aia este atractiv. Pentru că nu există, alături de politizare sau politizarea, permite căldura, în ghilimele, din instituțiile de stat, indiferent cum se numesc ele. Da. Și aici este o problemă de lucrat. Sigur că răspunsurile sunt pozitive, ca să nu monopolizez discuția. Sunt sigur că toată lumea ar vrea să lucreze pe 1000 de euro, pentru că eu știu la stat cum se câștigă niște bani, dar știu cât de mult transpiri în companiile de companiile pentru private. 1000 de euro, da. Pentru 1000 de euro cu acei indicatori de performanță și cu toată transpirația pe care excelent. O generezi pentru fiecare bănuț. Asta e diferența. Am presiunea formidabilă care stă peste 1000 aia de euro. 1000 de euro la privat, pentru foarte mulți dintre noi, e o muncă grea și una care nu se oprește niciodată. O să discutăm la un moment dat și despre asta. Știu că sunt multe companii care calcă pe gâtul angajaților fără doar și poate. Undeva trebuie să existe un echilibru. Undeva și munca încetează. Dar pentru 1000 aia de euro în privat, o, Doamne, se muncește al naibii de mult. Îmi scrie cineva pe Facebook la Europa FM, unde ne și vedeți, scrie următorul lucru: dar de ce bateți câmpii, domnule Sriblea, că posturile alea sunt date dinainte? A trecut cineva prin experiența asta de concursuri date înainte? 0372069599. Vladimir, salutare, ești la România în direct. Bună ziua și mulțumesc pentru că putem sta de vorbă și pentru subiectul acestei emisiuni prin care încercați să puneți punctul pe ei. Noi acum, din punctul nostru de vedere, vă oferim o părere, nu știu cât de pertinentă. Din întâmplare sunt și eu bugetar, dar dintr-o altă latură, poate cea mai păcălită, pentru că noi suntem cei care am intrat în sistemul acesta din cauza că am considerat că este vocațională meseria noastră, fiind în învățământ, profesor, e cu totul altceva, dar la fel suntem blamați, cu toate că ne considerăm păcăliți din cauza că avem ani de zile în care nu primim drepturi salariale, măcar legiferate. Ale voastre votate, într-adevăr. Ale voastre votate, într-adevăr. Deci e bătaie de joc maximă ca în toată, nu știu, în toată țara, în toate sistemele există mereu probleme. Discutând despre această problemă mai aparte din sistemul bugetar, să zicem, cel de vânători de recompense care nu își fac treaba și nu aduc înapoi investirea statului ce ar trebui și că acum sunt poate motivați pe un salariu mai decent, nu știu în ce constă meseria lor efectivă, știu că problemele sunt mari, că există presiuni din cauza corupției, exact cum au stipulat. Deci, practic, nu aș putea decât să vorbesc cu cuvintele ante vorbitorilor mei sau dumneavoastră și pic. Să vă dau hai să ne referim, hai să ne uităm la tine, hai să ne uităm la brațul ta. Dom'le, astăzi, ești bugetar, da? Nu e în administrație, dar tot te plătește de la buget și într-o ramură de care noi toți avem grijă. Eu nu cred astăzi, așa după îmi dau seama după vârstă, că tu câștigi 1000 de euro, dar te întreb, nu e atractiv să vii? Uite, dacă ar fi să fie concursuri, acum spui unui tânăr, unui om care lucrează în privat, ai venit înspre școală, uite, aveți facultate, înveți aia și aici treaba merge bine. E atractivă? Păi se intru puțin amănunte, deci am 50 de ani de viață, 30 pe cartea de muncă și doar 12 în sistemul acesta. A, așa, ok. Deci nu știu acum vârsta dacă reflectă ceva din... Și cât e salariul? Onest, așa. Bani în mână, 3000 de lei. Da.
nici nu poți să-ți cerți vași treabă la banii ăștia. Nu, deci, deci de cei care sunt tineri și au mult mai puțin, neavând poate un definitivat, un mini gradat sau titulat, nu știu, acolo, un mini care ar trece de 2500-2700, la care poate dacă ar vrea să facă pasul în viață și trebuie să plece cu o soție, cu un copil, cu chirie, sunt victime. Deci nu există așa ceva. Deci ești... Știi că pe de altă parte, da, eu, nu mi se pare atractiv. Adică, sincer să spun, nu este, dacă nu tu după 12 ani... Oricât ar fi de încântat de ceea ce faci, de, că pe altă parte sunt celelalte medalii, revers de medalii, că mereu sunt frâne, mereu există complicații, birocrație, pretenții absurde și multe care te fac să strângi din dinți și să zici ce... fac eu pe lumea asta, că nu prea mă mai regăsesc. Deci foarte repede se strică și motivația pe care o ai când pleci la un drum. Vladimir, deci... dacă tu ai avea astăzi posibilitatea, să zicem, studiile necesare și capacitatea bănuiesc o ai, să dai concurs către o altă ramură din statul românesc, unde ia ca punem 1000 de euro pe masă, te-i duce? Deci pentru că sunt aventurier m-aș duce, că mi-ar plăcea să văd încă un lucru, pentru că câțiva ani de zile, dar nu cu conștientul că acolo o să rup norii, că acolo o să mă simt împlinit, că acolo o să, nu știu, na, nu vorbim de... cu ce cu ce gând? Doar ca să spui că, păi, am făcut-o și pe asta, sau că am încercat, dar nu ai viitor, nu crezi că de acolo o să poți să performezi, deci, cum și-ar dori un om, să evolueze, să performeze. De asta o să mă întreb, mulțumesc tare mult. Mulțumesc tare mult, Vladimir. Răspunsul tău e formidabil din ce punct de vedere. Oare când te duci la mia asta de euro, te duci doar pentru bani? Mai există cineva oare pe lumea asta azi care visează să lucreze ca inspector fiscal? E ceva interesant să le iei banii la oameni? E ceva interesant să lucrezi în domeniul ăsta? Simți că e o vocație? Sau zici, mamă, ăștia dau 1000 de euro, e bine, aici verific pe unii la acte, treaba merge, leafa vine... Noi cu drag muncim. Adriana, salutare, ești la România în direct. Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Vorbesc din perspectiva unui fost funcționar al ANAF-ului. Vă spun că este o instituție destul de atractivă din punct de vedere al instituțiilor statului, dar nu este atractivă din punct de vedere al venitului. 1000 de euro, un profesionist pe un grad superior, deci nu vorbim de gradul de asistent, își poate câștiga foarte ușor acești bani. Dar este foarte atractiv din punct de vedere al timpului disponibil. Dacă în sectorul privat, pentru suma asta, lucrez 10 ore pe zi, să zicem, la stat lucrez 8 ore pe zi, concediu este concediu și concediu este destul de important într-o activitate și... Stai așa că vreau să este atractiv din punct de vedere deci, al instituției, îți faci treaba, din punct de vedere al venitului. 8 ore, deci 8 ore acum, sunt ale tale, pleci. Este foarte important să vedem modul cum se evaluează oamenii în acest domeniu, pentru că, din câte știu eu, concursurile nu sunt foarte elocvente și nu întotdeauna gradul de cunoștințe este concretizat într-un concurs la ANAF. Deci dacă se dorește performanță în sistemul ANAF-ului, ar trebui să existe mai mulți oameni competenți. Sunt oameni competenți pentru că altfel ANAF-ul nu ar funcționa, dar nu sunt suficienți. Ponderea de performanță și de calitate umană în ANAF este de 3/4 non-calitate și 1/4 calitate. 3/4 non-calitate. Dacă vrem să fim calitativi și cu rezultate în colectare, trebuie să alegem și oameni competenți, oameni care au avut o experiență, oameni care au lucrat în domeniu câțiva ani. Nu putem să ne bazăm numai pe oameni care sunt din sectorul politic, ajunși acolo pe diverse căi, mai puțin... Păi nu se dă concurs, Adriana? Păi se dă concurs, dar nu știu concursurile cât sunt de corecte. Deci tu în momentul în care lucrai într-un birou, ca profesionist, da. Zicem, tu din... Câți oameni erați în birou? Din 4 oameni? Tu erai... Nu, eram 3. Deci tu erai aia care se pricepea și doi care erau... Nu, nici pe departe. Nu este cazul meu. Eu am participat la un concurs pe o durată determinată. Aha. Colegii mei erau foarte buni, mult mai buni decât mine. Nu asta am vrut să spun. Okay. Din
2016. Știu că nu s-au mai organizat concursuri la ANAP. Așa e, 2017. Este o carență de personal foarte mare. Și ce vreau să subliniez, dacă s-au scos aceste posturi la concurs, ideea este să mergem pe calitate. Pe calitate reală. Domnul acesta nou, nu care pe bile, cunoștințe, nepotisme și așa mai departe. Pentru că în acest context nu vor fi rezultate la ANAP și vor fi aceiași oameni care muncesc de ani de zile și ceilalți sunt cei care ocupă doar locurile. Am înțeles. Dar acum ai încredere că acest concurs va fi mai bun decât altele? Nu. 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 Zice domnul Heiuș. Din păcate nu. Poate mă înșel, adică nu neapărat părerea mea este și cea reală, dar din păcate nu. Am încredere că concursul va fi corect. Se practica și înainte ca aceste concursuri să fie incorrecte? Da, mai puțin sau mai mult, da. Da. Și cum se întâmplă în momentul în care vine pila și voi știți toți că e o pilă și că nu mișcă? Ce îi se dă să muncească dacă nu știe? Visează pe faptul că va fi ajutat. Dacă este o pilă puternică, cu siguranță va fi și susținut, indirect, în postul respectiv. Ce înseamnă o pilă el niciodată puternică? Nu va fi la o evaluare, pentru că se face evaluarea anuală. Nu va fi cu un calificativ mediocru. Niciodată și va rămâne în continuare. Și sunt cei care ar trebui să ocupe locul. Pilă puternică, ce e o pilă puternică? E și asta pe categorii, bag seama, dar o pilă probabil, da, nu cunosc segmentul ăsta, că niciodată nu am avut parte de o pilă și nu cunosc foarte bine modul de percepere în afară de clientela politică, probabil că sunt și alte criterii. Am înțeles. Da, auzi discuții din astea, gen cineva să se ducă la un șef și să spună, domnule, nu merge cu omul ăla care e pilă, e jale, ce ne facem cu el? Da, cred că au fost și situații de genul acesta. Depinde cât este de puternic șeful. Deci dacă șeful este foarte puternic și riști să-ți pierzi postul, cu siguranță vei spune odată și a doua oară nu vei spune, îl vei ajuta în continuare. Ca să tragem o concluzie, sunt 1000 de euro pe masă, cum vedem. Am făcut noi o medie, nu știu dacă asta e, între 3600 și 6200. Cu experiența ta, ai recomanda unor oameni care, uite, sunt privați sau vor să înceapă o carieră? Da, aș recomanda pentru cei care sunt foarte profesioniști și sunt obosiți și nu mai pot să lucreze în sectorul privat, unde este o muncă enormă, da, aș recomanda cu toată încrederea ANAP-ul. Repet, dacă concursurile sunt corecte și au și șansa să ocupe un post, da, l-aș recomanda. Este o instituție credibilă și este frumos de lucrat la ANAP. Mulțumesc mult! Ia cătă oameni buni aveți aici, de la oamenii care au lucrat în interior. Dar ați reținut cum? Dacă ați obosit la privat, e timpul să lucrați la ANAF. Mi se pare formidabil asta. Salut, Cristian, bine ai venit! E 1000 de euro pe masă. Salut! Poate să fie. Să fie și două. Ios. Nu știu ce să spun. Eu sunt destul de sceptic, pentru că la stat trebuie să te supui unor reguli nescrise, ca să zic așa. Trebuie să nu deranjezi pe toată lumea care e cu pilă, că dacă nu, vei fi pedepsit. Într-o barcă în care stau 10 oameni, 5 dau la vâsle sau 4 dau la vâsle și 6 stau și râd. Ai auzit? Nu e prea plăcut să dai la vâsle. Mm. Pe când la privat, într-o barcă, dacă 10 care dau la vâsle și au un conducător, vine inclusiv conducătorul să dea și el la vâsle, să meargă și mai tare barcă. Cam asta e diferența dintre stat și privat, să spun. E ca la sală când te duci. Dacă toată lumea muncește și face mușchi, vrei și tu să faci. Da, știi cum e. Ai auzit-o pe Adriana. Dom'le, o viață avem, la un moment dat nu mai putem, poți să lucrezi și acolo pentru că lucrurile sunt mai așezate. Este ca atunci când încerci să iei, nu știu, un lup din pădure, care învăța să vâneze ca să trăiască liber, și vrei să-l pui în lanț la curte. E destul de incomod lanțul ăla, deși vine mâncarea, nu? Da. Oare asigurată zi de zi. Tu pe ce ți-ai întemeiat totuși această credință? Mai am și eu cunoștințe care lucrează, să zic așa, la stat. Trebuie să fii atent ce spui, trebuie să știi, să fii atent cum te comporți. Mm-hmm. Pentru că așa este acolo. O parte dintre posturile care sunt ocupate de persoanele care trebuie pentru funcție, e foarte greu să ocupe o funcție. Că s-au și văzut în reportajele făcute de Recorder.
cum se dau posturile de director sau de conducere, șef birou și așa mai departe. Pe când în privat, dacă reușești să demonstrezi că meriți, primești la un moment dat. Asta e părerea mea. Da, te cred. Asta credem noi toți, sau majoritatea dintre noi, asta credem despre stat, mai ales când ne uităm la performanțele sale. Totuși, dacă oameni bine pregătiți ca tine sau dornici să muncească, să tragă la vâsle, nu se duc niciodată acolo, cine aștepți tu să îmbunătățească chestiunea asta? E un cer vicios. Vezi? E un cer vicios. Și dacă ajungi acolo, problema e că dacă vrei, eu am încercat în trecut îndepărtat, anii 2000 și ceva, să mă angajez la stat. Așa. Și n-am trecut de examen. Erau mai multe probe și la proba finală am ratat, să zic, foarte, foarte aproape. Nu știu dacă mi-ar fi făcut plăcere să lucrez neapărat acolo, având în vedere că au o imagine foarte, foarte proastă făcută în ultimii ani de zile. Mă refer la funcționarii cu statut special. Da. Nu știu dacă mi-ar fi plăcut. Nu știu cum poți, spre exemplu, dacă lucrezi acolo și ai o responsabilitate, că na, fiecare job vine cu responsabilitatea lui. Cum pot oamenii aia să doarmă? Nu pot să-mi explic, care au anchetat tot felul de cazuri și nu au rezolvat anumite situații. Probabil că dorm bine, mersi, lipsiți de conștiință și se bucură de pensie specială, de salariu special. Nu știu dacă aș putea să fac așa ceva. E și asta, să zic, poate atunci, acum 16 ani, nu mă gândeam la așa ceva. Dar între timp? Eram la altă vârstă, să zic. Dar între timp, da, o să spun că odată cu vârsta... E foarte exact, interesant... Când te maturizezi și te uiți la tine, se schimbă conștiința, uite ce... Da, e o zicere foarte bună, îți mulțumesc tare mult, Cristian. Cu ceva vreme în urmă, cred că am scris și un text pe blog acolo. A fost un concurs, cineva ne-a sesizat ce s-a întâmplat la un concurs la casele de pensii. Au fost niște concursuri la casele de pensii anul trecut, dacă nu mă înșel, și unul dintre ele era la Iași, altul parcă la Buzău, sper să nu mă înșel. Și era foarte interesant că cine lua note mari la scris... o bușea la interviu, cum se spune. Bă, ăștia care erau pricepuți pe scris nu reușeau să treacă mai departe, știi? Era așa o ciudățenie când se ajungea la interviu. Iulia scrie pe Facebook: lucrez la stat de un an, salariul este la jumătate de cât vorbiți. De acord, eu am pus ceva ipotetic aici. Am intrat prin concurs, un post cu studii specifice și unde în privat câștigi de 3 ori mai mult și nu vrea nimeni să stea pe acest salariu la stat. Mulți muncesc cât pentru 3, nu sunt oameni și nu se angajează. E un mare deficit de personal. Avantajul este că programul este fix și pot să am și al doilea job. E o situație. Mircea, salutare, ești la România în direct. Ai lucrat la stat pentru 1000 de euro? Salut, Cătălin, nu. Eu lucrez în privat. Am o frustrare foarte mare pe care încerc să o explic aici. Soția mea lucrează, deci la noi în casă, eu lucrez la privat și soția mea lucrează la stat. Și i-am tot pus o întrebare de-a lungul vremii. Domnii mei, dragilor, vi se pare normal ca angajatorul vostru să nu-și permită salariile pe care vi le plătește? Asta este întrebarea pe care eu pun soției mele zilnic, că așa, dar n-a putut până acum să-mi dea un răspuns. Vi se pare normal ca angajatorul vostru să plătească niște salarii pe care nu și le permite? Asta este frustrarea mea de om care lucrează în privat din 2000. El are bani, să știi, că și le permite, doar că el colectează prost. Asta e problema. Dacă pui pe un sistem de raport calitate, eficiență, da, posibil că nu. Dar dacă oamenii de la ANAF... Eu zic că nu are. Mă scuzi că... Nu are. Zic că nu are, pentru că se împrumută. Se împrumută, deci, sigur. Statul român se împrumută lună de lună. Da. N-a venit nimeni să ne spună, băi, eu am venit la voi aici și m-am împrumutat 10 miliarde de euro. Pentru ce te-ai împrumutat, dragule, de 10 miliarde? Și pentru ce m-am împrumut pe mine, ăla de la privat? Eu ce vin am? Că nu înțeleg ce vin am eu. Să le plătesc lor împrumuturile pentru salarii, pentru pensii, pentru absolut tot.
Ce am vrut eu să spun este că statul român nu colectează întru totul banii pe care ar trebui să-i colecteze, deci el are niște bani la dispoziție, dar pe care nu reușește să-i adune. Iar în al doilea rând, nu suntem singurul stat democratic și capitalist unde se merge pe un sistem de datorie sau datorie publică. Mi-e teamă că societățile în sine nu pot funcționa precum companiile private. Avem de plătit pentru sistemele sociale în care trăim niște cheltuieli atât de mari că uneori trebuie să ne mai împrumutăm cu ideea că putem finanța acele împrumuturi. Pentru că altfel nu știu cum o descurcăm. Știi vreun stat... Pe care le plătește cine? Pe care le rostogolim. Știi foarte bine cum funcționează economiile pe credit, pe consum, pe tipărire. Eu nu permit să dau niște salarii pe care nu mi le permit. Nu mă împrumută nimeni și nu o să mi le plătească nimeni peste 20 tu de da, ani. Da, asta e diferența dintre noi și stat. Și în ultimii ani, toate statele, și nu numai în ultimii ani, de zeci de ani facem asta, că știi bine că din când în când crăpăm ca societate și trebuie să plătim niște datorii. Nu zic că e un sistem fericit, e un sistem în care trebuie să cauți echilibru. Da. Nu vreau să te conving. Da, nu vreau, da, nu, da, da. Nu vreau să te conving, doar îți explic cum funcționează. Știu și eu mă strâng din tot corpul când aud că iar se angajează, iar se cheltuie. Și eu spun aici mereu, mă, sunt prea mulți angajați la stat și după care primesc mesajele, ai auzit și tu. ANAF-ul n-are destui, Iuli, care a scris mai devreme, a zis că n-are destui colegi, Adrian, care a început emisiunea, a zis suntem foarte puțini și prost plătiți, și acum întrebarea dintre mine și tine, și uite, să las ție întrebarea asta. Unde, Doamne iartă-mă, sunt angajații aia mulți? Unde i-au angajat și ce fac ei? Da, este foarte frustrant. Știu, și ăsta e sentimentul care, și eu te înțeleg perfect, pentru că lucrând într-o lume unde trebuie să plătim cât câștigăm, sau invers. Așa, pentru noi este foarte frustrant. Da, auzi, am o curiozitate. Nu porți discuția asta zilnic acasă cu soția? Nu vă certați de la asta? Nu zilnic, dar... da. Ce? Suficient de mult, ca să spun așa. Și răspunsul soției mele a fost la întrebare, a fost, dar eu fac treaba. Dar nu asta a fost întrebarea. Da. Da. Și cum ai rezolvat problema asta? Uite că n-am rezolvat. Nu, cum ai rezolva-o tu? Cum ai rezolva-o dacă ți-ar da cineva o putere? Aș depolitiza tot ce înseamnă structură de stat. Ca să vină oameni competenți și la stat. Nu că nu există oameni competenți. Există oameni competenți în acest moment și la stat. Da? Dar ai niște șefi puși politic, toți știm, toți oamenii de la stat știu cum sunt puși. Ei sunt ghiocei. I-am spus soției mele, bă, când a fost Dragnea și a vrut să ne pună piciorul pe cât, am ieșit în stradă și ne-au înghețat surloaiele acolo și ne-am luat gaze în cât. Voi ăștia de la stat, când a venit Băsescu și v-a tăiat acel 25%, care de fapt a fost undeva cam pe la vreo 60%, da, că le-a tăiat și sporurile, le-a tăiat și așa, ați ieșit în piața Constituției și ați jucat pinguinul. Asta ați făcut voi ca stat. Vreau să vă văd și pe voi ca stat că ieșiți afară și să spuneți, bă, ne-am săturat de toate, de toți, nu pot să spun pe post. Da, zile, de la toți mafioții, politrucii, amantele, copiii, nepoții, pilele și toate buruienile. M-am săturat ca toate buruienile să vină și să conducă. Le e frică să-și pierd postul. Da, cred și eu, nu știu. Lumea spune că am auzit 2400, 2500. Să știți că am încercat să angajăm în privat. Nu se poate să angajăm în privat. Pentru că vine statul și îmi dă niște prețuri pe care nu și le permite, îmi dă niște salarii pe care nu și le permite, iar eu nu mai pot să mai angajez în privat. Și nu sunt salarii mici pe care dau nici în privat. La noi plaja salarială este între 2400 de lei personalul de serviciu, vorbim de net, și 5000-6000 de lei net oamenii care produc ceea ce facem noi acolo. Bravo. Da, nu știu, mici, puțin, mult, 8 ore pe zi, jumătate de oră pauză, adică avem niște condiții. Onest și corect, asta se cheamă. Îți mulțumesc tare mult pentru punctul tău de vedere.
Azi ne vom opri aici, Daniel și Ionuț, știu că erați acolo, dar ne întâlnim cu altă ocazie. Onest, corect și echilibru. Nu, e greu de judecat, funcție de viața fiecăruia, dacă 1000 de euro e mult sau puțin. Dar ceea ce are dereglat statul român este modelul de angajare. Nu neapărat politizarea. Până la urmă, toate statele lumii practică politizarea. Dar politizarea trebuie să fie de bună calitate. Atâta vreme cât și de data asta, pe posturile alea, o să aduceți alți oameni, puteți să aduceți și 2500. Dar dacă performanța voastră nu se îmbunătățește din cauza calității oamenilor, degeaba îi aduceți. Ori voi nu aveți neapărat o problemă de angajați în momentul acesta. Ea este secundară. Problema este că, per ansamblu, așa cum spune ascultătorul nostru, nu vă faceți treaba de banii pe care îi plătiți sau de banii pe care îi primiți. Și aici nu mă refer la angajați onești, ci la șefilor. Schimbați-vă sistemul de angajări, aduceți oameni care să muncească de adevăratele și o să aveți o îmbunătățire fantastică. România în direct e aici, eu sunt Cătălin Striblea, vă spun spor la treabă! România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.